Fermierii olteni mizează anul acesta pe floarea soarelui. Ei vor să profite de cererea foarte mare de ulei de floarea soarelui și mai ales de faptul că Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori, sunt scoși momentan de pe piață din cauza războiului. Ministrul Agriculturii susține că mulți fermieri au renunțat să cultive porumb. Am avut o discuție cu mai mulți fermieri care îmi spuneau că au renunțat la cultura de porumb și au pus floarea soarelui, au însămânțat floarea soarelui pentru că evident că dispariția unei cantități mari de floarea soarelui sau de ulei de floarea soarelui din Europa cu proveniență Ucraina sau Rusia generează cumva o apetență și o oportunitate pentru fermierii români care evident că vor să-și maximizeze veniturile. România, în contextul militar actual, a devenit un jucător extrem de important pentru asigurarea siguranței alimentare a lumii. Acest lucru responsabilizează Ministerul Agriculturii, care a venit cu un set nou de măsuri de susținere a fermierilor pe toate planurile. Am stabilit cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă o întâlnire cu procesatorii de ulei de floarea soarelui, procesatorii de semințe de floarea soarelui, cu fermierii, cei mai mari producători de floare din România, astfel încât să punem la punct o abordare integrată și strategică pentru a folosi această oportunitate în interesul fermierilor români. În Olt, în acest moment, fermierii au însămânțat 80.000 de hectare de teren cu floarea soarelui, iar potrivit reprezentanților Direcției Agricole, se estimează că vom avea o suprafață de 95.000 de hectare însămânțată cu floarea soarelui. Porumb, la această dată, este cultivat o suprafață de 20.000 de hectare. Prețul la sămânța de floarea soarelui se menține la această oră la peste 5 lei kilogramul.